Daniela, tânăra de 23 de ani înjunghiată de fostul iubit, chiar în cofetăria în care lucra, a trecut peste momentul critic, iar medicii spun că a scăpat miraculos. Medicii au decis să o mute de la secția de anestezie și terapie intensivă într-un salon din cadrul secției chirurgie. La mai bine de o săptămână de la cumplitul incident, Daniela a găsit puterea de a vorbi. Își amintește în detaliu cum Cătălin Bădălău, fostul său iubit, a intrat peste ea în cofetărie și a înjunghiat-o de 7 ori cu un cuțit, cu gândul de a-i lua viața. Își amintește atacul violent, dar și momentul în care a găsit curajul să-și scoată singură cuțitul înfipt în piept. A intrat din două mișcări, deși ajunsese supra mea. Mi-am dat cu șpire la paralizant în ochi. Eu am apucat să arbat butonul de panică, apoi au fost loviturile de cuțit, după care s-a îndepărtat și a plecat. Mi-a lăsat cuțitul înfipt în mine. L-a retras. Eu am încercat să iau telefonul firmei, un telefon micuț, așa. Și am încercat să tastez, dar nu mai răspundeam mâinile, eram în șoc. Nu mai puteam nici măcar să tastez. Și mă uitam pe stradă și vedeam așa, că prin fum. Vedeam că se uitau oamenii, dar nu făceau nimic și atunci m-am gândit să ies. Și să încerc eu să fac ceva. Și când mi-am scos cuțitul de undeva de sub piept de aici... Cum poți să-ți explici fapta? Dacă ai fi murdă, te simțeam mai bine, sau nu? Îți pare rău? Daniela povestește că era hărțuită de fostul iubit cu care nu mai voia să fie, așa că evita să rămână singură. În acea dimineață, tatăl ei a stat cu ea la cofetărie. Se pare că Bădălău a urmărit fiecare pas, pentru că în momentul în care în cofetărie nu a mai rămas decât victima, bărbatul a intrat și a atacat direct. A nimerit o arteră foarte mare, care se cheamă artera vertebrală, pe care a prins-o foarte aproape de emergența ei din subclavie. Deci vase foarte mari, de asta sângera foarte tare. Artera asta vertebrală face parte dintr-un sistem vascular, vertebro-bazilar, și ea, deci ea sângera din amândouă capete. Da, a fost foarte dramatic și instructiv în același timp, pentru că nu reușeam să găsim sursa și toată operația s-a desfășurat cu unul care ținea mâna comprimată acolo, ca să, cât timp am făcut eu disecția, s-a făcut o compresie ca să pot aborda la un moment dat sursa vasculară. Asta a fost dramatismul. Că a urmărit să vad, el mai mi-a spus că mă urmărești și că așteaptă să iasă toată lumea și să rămânsim. Dar nu m-am gândit că o să vă ajunge așa ceva. Fata mărturisește că toată relația cu agresorul său a fost presărată cu minciuni. Nu știa că iubitul său o agresase în trecut pe fosta lui parteneră. Daniela spune că a avut mai multe motive pentru care a decis să întrerupă relația. Într-o zi în care am rămas singură în apartament, am căutat într-o sertare în care își ține foarte multe acte, de care și diplomele de pac, permisele, nu știu, anumite chestii, facturi. El era cam neglijent cu facturile cu asta și vrea să facă oarecum ordine. Și am găsit o citație de la un avocat și am rămas ușor surprins de el. Și atunci când l-am confruntat, mi-a spus că a avut o relație de 5 ani și persoana fosta lui prietenă a fost hărțuită de un individ și că nu lăsa în pace și el a fost nevoit să îi dea o pedeapsă. După despărțire, Cătălin Bădălău a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o convinge să se întoarcă la el. Totul a culminat cu intenția criminală. Din fericire, medicii au reușit să-i salveze viața tinerei, chiar dacă operația a fost extrem de grea. Recuperarea psihică va fi însă de durată. Din punct de vedere fizic, să spunem, biologic, recuperarea va fi, cred eu, destul de rapidă. Cred că partea psihologică va fi problema de viitor și cred că aici are nevoie de îngrijire. La mine probabil că în câteva zile, 3, 4, 5 zile, se va externa. Va mai trebui să mai fac o operație ca să fie extrasă broșa aceea după osteosinteza care s-a făcut la nivelul claviculei, pentru că noi am reconstruit acea claviculă și cam asta ar fi din punct de vedere chirurgical. Dar rănile au fost grave. Da, leziunile au fost grave și după părerea mea acea laterocervical a fost o leziune care a fost razant cu pierderea vieții, cu moarte. A dat efectiv la nimereală, credeți, agresorul sau? Eu cred că da.
Daniela spune că nicio femeie nu ar trebui agresată, tocmai de aceea a decis să-și adune forțele și să povestească prin ce a trecut. Și că o să te pleci o femeie, nu trebuie să fac asta, pentru oricare motiv în lumea asta. Cătălin Bădălău a fost arestat pentru tentativă de omor. El riscă ani grei de închisoare.